Federația Română de Fotbal a anunțat programul meciurilor din turul 2 al Cupei României. Două echipe sucevene sunt programate în această fază a competiției, Șomuzul Preutești din campionatul județean și Bucovina Pojorâta, retrogradată în Liga 3. Conform țintarului anunțat de Federație, Șomuzul Preutești va primi vizita celor de la Știința Miroslava, iar Bucovina Pojorâta ar trebui să evolueze pe terenul celor de la Petro Dubroman. Meciurile se vor disputa miercuri, 24 august, de la ora 17:30. Deși a fost programată în Cupa României, cel mai probabil Bucovina Pojorâta nu se va prezenta la meci. Asta pentru că jucătorii au fost puși pe liber, iar autoritățile locale nu au anunțat că vor susține financiar echipa pentru noul sezon al Ligii a III-a. Totuși, desființarea Bucovinei Pojorâta nu a fost anunțată până acum oficial la Federația Română de Fotbal.